Consiliul Baroului Neamț, Consiliul Filial Neamț a Casei de Asigurări Avocaților, a convocat astăzi adunarea generală ordinară și vă propune următoarea ordine de zi. Raport privind activitatea Consiliului Baroului Neamț pentru anul 2014 și prezentarea de rețeaua financiară contabilă a Baroului privind activitatea pentru anul 2014 și descărcarea de gestiune. 2. Prezentarea și punerea la vot a proiectului de buget pe anul 2015. 3. Prezentarea de rețeaua financiară contabilă a filialei Casei de Asigurări Avocaților privind activitatea pe 2014 și descărcarea de gestiune. 4. Prezentarea și supunerea la vot a proiectului de buget pe anul 2015 a filialei casei. 5. Asta ar fi prima parte a ședinței noastre de astăzi, cea pe care o organizăm și care are ca ordine de zi obișnuit în fiecare an. 5. Alegerea organului de conducere a baroului, decan, consilieri, membrii comisiei de disciplină și membrii comisiei de cenzură. 6. Alegerea Consiliului de Administrație a filialei Neamț a Casei Avocaților. 7. Propunerea și alegerea unui membru pentru Comisia Centrală de Disciplină. 8. Alegerea delegaților la Congres. 9. Propunerea și alegerea trei membri pentru Comisia de Cenzură a Baroului Neamț. 10. Propunerea și alegerea trei membri pentru Comisia de Cenzură a filialei Neamț. Și 11 diverse. Dacă legat de ordinea de zi, vreunul din colegi dorește să facă o completare sau să mai discutăm și alte subiecte. Nu. În aceste condiții, vă rog să permiteți să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Ordinea de zi a fost aprobată. O să înceapă să... Am chemat-o pe doamna Doina, așa cum bine știți, a întârziat un pic că și astăzi a avut probleme la noi, la sediu. A și venit. Pentru procesul verbal de asta, ca să nu să avem și mențiunea a ceea ce spunem în procesul verbal. Păi, dacă nu sunt alte chestiuni, o să intrăm în ordinea de zi, dacă îmi permiteți. Și o să vă rog să aveți răbdarea să ascultați raportul pe care l-am pregătit. El este... Încearcă să pună în evidența părțile lui, așa cum spuneam, părțile nu neapărat bune, munca de cameră, munca acestui Consiliu care este în funcție, eforturile pe care dumneavoastră în județul Neamț le faceți. Nu-i foarte lung, nu-i nici foarte scurt, în două ore regătite pe ușă să-l citesc. Nu-i chiar așa. Eu spun în 20 de minute de asta. Prefer. Poftiți, avem locuri. Mă bucur că ați ajuns. Poftiți. Se aude? Asta e chiar la timp. Dragi colegi avocați și invitați, doamnelor și domnilor, încep prezentarea raportului de astăzi cu un motto specific, nou. A venit momentul să-i dăm avocatului ce-i al avocatului și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. Și să vedem în avocați nu doar oamenii care aleargă după aur, ci și, din timp în timp, și nu doar la adunările generale, sufletele de aur care sunt. Poți să închizi. Raportul de activitate pe care mi-l prezint nu poate avea și nici nu are pretenția că poate evidenția activitatea decanului și a Consiliului Baroul într-o manieră exhaustivă pe parcursul mandatului pe care aceștia l-au avut. Raportul își propune totuși să prezinte realități ale activității noastre, în măsura în care acestea au fost cunoscute de decan și de Consiliul Baroului, să orienteze și să inventarieze dacă există eventuale progrese, precum și să asume o responsabilitate nerealizării. Adunarea Generală a Avocaților de anul acesta are loc în condițiile în care se finalizează un mandat de 4 ani al actualului decan și Consiliu. Astăzi, Baroul Neamț are înscris un număr de 292 avocați cu drept de exercitare a profesiei. Activ 238, din care definitiv 226, stagiar 12. Avocați care se confruntă în majoritatea lor cu probleme dificile pentru a asigura dreptul la existență profesională pe bază de onorare. Veniturile din profesie s-au polarizat excesiv. Numeroși avocați renunță la exercițiul profesiei și optează pentru soluția de a figura pe tabloul avocaților ca avocați suspendați în exercițiul profesiei, la cerere.
În prezent, în evidențele Barolului Neamț sunt înregistrați 54 de avocați care și-au suspendat activitatea la cerere, ori fiind incompatibili. Dintre pensionari care sunt în număr de 26, 12 avocați s-au retras definitiv, iar 14 sunt pensionari, dintre care 2 cu pensie de boală, care exercită în continuare profesia după pensionare în condițiile legii. În perioada cuprinsă în prezentul raport, există 2 colegi care au fost expuși din barou din motive statutare, ce se bazează pe pronunțarea unor hotărâri de condamnare penală, Diaconu Alina și Radu Ion, și 2 colegi suspendați pentru nebata cotelor, Nuțu Nicolae și Lunca Noni. Există de asemenea un număr de 44 de avocați incompatibili și 8 colegi suspendate la cerere pentru concediu, creștere copii. Aș vrea să mai menționez că Baroul Neamț și-a sporit numărul de avocați primind, după examen, în general tineri avocați. În anul 2012 au promovat examenul de admitere 5 avocați, în 2013 9, iar în 2014 2. Din analiza ședințelor, mai sunt opreci, din analiza ședințelor Consiliului, în număr de 15, în perioada 2014-2015, cele mai multe dintre problemele supuse analizei și deciziilor s-au referit în principal la realizarea pregătirii profesionale avocaților pentru aprofundarea cunoașterii celor 4 noi coduri, cu echipă formată din avocat Melușcă Mirela și avocat Vlad Amalia, problematica asupra căreia voi reveni în detaliu. Organizarea eficientă și asigurarea ritmică a remunerației avocaților care își desfășoară activitatea în cadrul asistenței judiciare. La oficii, în anul 2014, Baroul Neamț încasând suma de 474.133 lei noi, iar în 2015, ianuarie, februarie și martie, 126.566 lei noi. După foarte mulți ani, nu mai există restanțe la plata oficiilor, acest lucru datorându-se în parte și unei mai bune colaborări pe care decanul Baroul are cu Ministerul Justiției. Asigurarea condițiilor instituționale pentru înălțirea competenței funcționale a avocaților și pentru facilitarea accesului la clientelă prin măsuri de ameliorare a condițiilor de funcționare a pieții serviciilor profesionale. În acest sens, probabil că mulți dintre dumneavoastră nici nu știu, obținând un spațiu dedicat avocaților la noul sediu al judecătoriei Piatra Neamț, ce urmează sigur a fi amenajat. Perfecționarea instituțională a relațiilor cu autoritățile sistemului judiciar, reușind la solicitarea pe care am adresat-o în mod expres și repetat instanțelor, stabilirea unor programe la arhivă ceva mai permisive, având în vedere că vinerea nu se lucrează cu arhiva, iar în cursul săptămânii programului fiind mult prea redus în timp. Promovarea, bine ați venit, doamnă Suzi, promovarea profesiei prin mijloace instituționale adecvate apărării avocatului, agresiunilor de orice fel la care este tot mai mult expus. În permanență, membrii Consiliului, care de cele mai multe ori s-au făcut ecoul solicitării din noastră, stimați colegi, au solicitat intervenții ferme pentru că, ca promovarea exercitării profesiei de avocat cu încălcarea legii să nu mai fie tolerantă. Multe dintre aceste demersuri au fost înaintate organelor abilitate ale statului, cu rezultate, din păcate, nesatisfăcătoare. Parcă, totuși, 2015 a început sub auspicii mai bune din acest punct de vedere. Domnul Lazar, primul rând, aici în față. Veniți aici. De asemenea, aici nu sunt senator. De asemenea, doamnele și domnii consilieri au cerut ca aplicarea noii legislații să nu se facă prin ignorarea inadmisibilă a drepturilor adevăraților titulari de drepturi și interese legitime care se adresează justiției și, totodată, eliminarea urgentă a practicilor care, în disprețul legii, promovează interpretarea legislației astfel încât un formalism rigid și excesiv, care deturnează de la rosturile sale procedura regularizării cererilor în justiție, conform noului cod de procedură civilă, încalcă grav accesul la justiție. Fiscalizarea excesivă a cererilor adresate justiției trebuie de asemenea ameliorată, inclusiv în legislativ. În sfârșit, s-a solicitat în Consiliul Baroului găsirea soluțiilor potrivite pentru ca secretul profesional al avocatului să fie respectat și de terți, inclusiv în procedurile reglementate de noua legislație procesuală penală, dar și de avocat și forme de exercitare a profesiei. Sub aspect administrativ, aduc la cunoștință Baroului Neamț că Baroul Neamț are angajat personal organizare, după cum urmează, contabil un post, secretaria două posturi, personal de serviciu un post. Din păcate, perioada ultimului an a fost marcată și de evenimente mai puțin plăcute, cum ar fi trecerea în neființă a 2 colegi, Răghiș Gheorghe și diaconul Gabriela, aceasta din urmă mulți ani de canavarul. Revin, așa cum am spus, asupra capitolului privind pregătirea profesională, esențială, în opinia mea,
în cariera unui avocat și remarc încă o dată contribuția specială a colegii noastre, doamna consilier Mirela Melușcă. Proiectul de pregătire profesională de la nivelul Baroului Neamț s-a desfășurat între anii 2012-2015, fiind organizate sesiuni de pregătire la sediul Baroului, doar primele două sesiuni în altă locație, ce presupuneau însă costul. Inițial, sesiunile de pregătire se desfășurau pe o durată de 2 ore, în fiecare zi de luni a fiecărei luni, cu excepția lunilor de vară, între orele 13:30 și 15:30. Începând în luna mai 2013, sesiunile de pregătire s-au desfășurat pe o perioadă de 3 ore de regulă lunară. Din luna mai 2013 până în prezent, s-au desfășurat 9 sesiuni de pregătire profesională, cu mențiunea că în perioadele în care s-au organizat alte evenimente pe linie de pregătire profesională, simpozioane sau seminarii, întâlnirile din cadrul proiectului nu au mai fost organizate. Datorită acordării punctelor profesionale, s-a constatat că un număr de obicei același de participanți, 25-35 de colegi avocați, în mare parte, așa cum spuneam, aceiași, de la sesiunile de pregătire alta, însă cam puțin, spun eu, raportat la numărul membrilor Baroului Neamț. Temele prezentate au fost axate în principal pe aspecte derivând din modificarea legislației și pe unele instituții juridice. Deși numărul participanților a rămas constant, fiind evident interesul pentru participarea la sesiunile de pregătire, au fost întâmpinate dificultăți de către coordonatorul de proiect în ceea ce privește identificarea unor colegi care să susțină teme de interes. Aș vrea totuși să subliniez în continuare că s-a remarcat în acest sens doamna avocat Mirona Labric, dar și în ultima perioadă doamnele avocat Amalia Vlad și Anca Sandu, care au susținut teme de interes. De asemenea, colega noastră din Baroul București, care activează și în Piatra Neamț, avocat Nicoleta Mihailă, și-a adus aportul constant la pregătirea și prezentarea temelor, mai ales în ceea ce privește jurisprudența CEDO. Domnul Tărâță, cred că aveți un loc aici în față. Cu privire la jurisprudența CEDO, sunt de menționat prezentările complexe ale estimatei noastre colege, avocat Isabela Trifescu, care în prezent este suspendată din activitatea de avocat pentru a putea ocupa funcția de jurist asistent la CEDO. S-a remarcat în prezentarea unor teme în ultima perioadă și colegii avocați Mihai Ciocoiu, Adrian Mătășelu, Liviu Ciocan și Cătălin Costa. Stoican, am citit eu. Noroc, a trecut Paștele. La sfârșitul fiecărui an au fost premiate lucrările care au fost considerate și votate de colegi care fiind cele mai explicite și interesate. La această dată sunt pregătite certificatele de participare la proiect cu acordarea de puncte profesionale însumate pentru fiecare coleg avocat care a participat conform listelor de prezență. De la data acordării de puncte profesionale a avut loc 9 sesiuni de pregătire profesională la care au participat 70 de colegi. Aș dori să mai adaug și încheiind capitolul de pregătire profesională că ședințele Baroului Neamț în număr de 52 pe întreg mandatul de 4 ani, s-au desfășurat cu regularitate, fiind conduse de subsenatul de cele mai multe ori sau de domnul avocat Chiță Popescu, prodecan, atunci când a fost nevoie. Toate problemele înscrise pe ordinea de zi au fost uneori mai aprins, dezbătute, iar apoi soluționate. Acestea sunt doar o mică parte din probleme. Celelalte urmând a fi prezentate în detaliu în condițiile în care se va dori de către consilierii Baroului și de responsabilul departamentului. Stimați invitați, dragi colegi, adunarea generală pe 2015 se desfășoară într-o perioadă în care provocările legislației noi, recent puse în aplicare, coexistă încă cu o perioadă apreciabilă de timp cu vechile reglementări. Adunarea generală, trebuie să o spun fără rezerve și cu părere de rău, nu poate ignora faptul că avocații Baroului Neamț se confruntă în majoritatea lor cu probleme legate de asigurarea veniturilor din profesie și a unui portofoliu de clientelă. În perioada analizată în raport, activitatea Consiliului nu a putut face abstracții de agenda majorității avocaților, care include confruntarea cu practica instituțională a autorităților care se adresează și avocaților, de tolerare într-o complicitate suspectă a practicării profesiei de avocat cu nerespectarea legii, provocările aplicării a 4 coduri insuficient de cunoscute de clienți și al căror impact social este deosebit de puternic, administrarea veniturilor proprii ale avocaților și în raport cu obligațiile față de sistemul profesional, dar și față de bugetul centralizat al statului. Presiunea greutăților socio-economice ale mediului cu care avocatul intră zilnic în contact, raporturile din ce în ce mai dificile cu clientela, cu alți profesioniști
din perspectiva restrângerii ofertei de servicii profesionale într-o piață a serviciilor locațiale extrem de polarizată și afectată grav de abuzuri și presiuni, chiar agresiuni de orice natură. În această situație specială, va impune, așa cum s-a văzut și la ultimul Congres Național al UNR, cred, măsuri organizatorice la nivel instituțional, care să permită corpului profesional avocaților să demonstreze că profesia de avocat în România se bazează pe avocați puternici, a căror competență dă dovada maturității unei profesii bazate pe cultură instituțională, ce permite depășirea dreptului ascendent al presiunilor de orice fel, care pot, de principiu, să slăbească unitatea profesiei. Sub acest aspect, vreau să aduc la cunoștință baroului că, în calitate de membru al Legislativului Național, am respins și voi respinge cu toată forța încercările presante ale corpului magistraților, ce doresc modificarea legii de organizare a avocatorii în sensul asigurării posibilității ca după 20 de ani de profesie în magistratură accesul în corpul avocaților să se facă fără examen. Am să fac o paranteză și am să spun că în urmă cu 10 ani, nu singur, dar ca vârf de lance, am reușit, modificând legea avocaților, să impun ca intrarea în profesie să se facă pentru toată lumea prin examen. Atunci, extrem de revoltați au fost în principal magistrații care beneficiau de o prevedere ce le permitea să intre în corpul avocaților fără examen. Discuția de atunci cu CSM-ul și cu președinta Înaltei Curți, care era domnul Răgulescu, n-a fost deloc comodă, a fost chiar foarte dură, însă ea s-a finalizat într-o victorie pe care am obținut-o. Am scos din textul legii posibilitatea intrării magistraților și numai magistraților în corpul avocaților fără examen, considerând, o spun și acum, am spus-o și atunci, că noi, avocații, nu suntem paria profesiilor juridice. Suntem în aceeași măsură și în mod egal cu toate celelalte profesii juridice. De aceea, dacă pentru a intra în magistratură este un examen sever și pentru a intra în avocatură este nevoie de același examen, la fel de sever, inclusiv pentru magistrații care au 20, 30, 50 de ani vechime. Munca onestă și dificilă a majorității avocaților, în condiții destul de grele în care mediul de afaceri, societatea, înțeleg din ce în ce mai mult că legea și justiția nu pot fi ignorate, constituie garanția că avocații, în majoritatea lor, fără pretenție de a fi neapărat cunoscuți cu tot din adinsul și prin orice mijloace, pot genera echilibru, astfel încât reformarea statului de drept, condiție decisivă pentru triumful legii, să se facă întotdeauna și pe baza apărărilor făcute exclusiv prin mijloace legale de către avocații. Mai sunt locuri aici, să știți, dacă nu reușiți. Adunarea Generală a Avocaților Nemțeni 2015 nu poate să nu scoată în evidență probleme de zi cu zi ale colegilor noștri avocați care se află în situații speciale. 1. Avocații care se implică în asistența judiciară. 2. Avocații care nu realizează venituri stabile în familiile lor alcătuite din soț, soție, avocați, cu venituri incerte, dependente de solicitările profesionale din ce în ce mai puțin vizibile în condițiile în care piața serviciilor juridice favorizează și întreține exportul de conflicte de interese în sistemul judiciar. 3. Avocați cu probleme de sănătate, cert dovedite, care au fost în imposibilitate obiectivă de a realiza venituri. Și în sfârșit, 4. O situație aparte o au și avocații stagiari, 12 în județul Neamț, tot mai mult constrâns să se îndepărteze de idealul independenței bazate pe clientelă proprie și orientați spre un statut profesional dependent cu consecințe care, în timp, nu sunt total descifrate. Situația acestora față de sistemul de asigurări sociale al avocaților este particulară și trebuie clarificată de urgență, deoarece criza economico-financiară a afectat puternic echilibrul dintre aceste categorii de avocați și sistemul contribuțiilor și taxelor prevăzute de lege. Din păcate, presiunile externe corpului profesional, care sunt apte să distorsioneze solidaritatea profesională, polarizarea reală a intereselor profesionale pe categorii de avocați profesioniști, uneori pe criterii firești, alteori pe criterii artificiale, dar mai ales modificarea drastică a cerințelor reale pe care evoluția societății le impune profesiei, configurează decisiv proiectele profesiei la nivel județean. Dialogul dintre organele profesiei, dintre acestea și avocați, activitățile colegiale
de conducere sunt adesea influențate de agende duble sau personale. Este cert că în prezent nu putem, realiști fiind, să susținem că adunarea generală ar exista, să susținem în adunarea generală că ar exista datorită aplicării noilor coduri soluții magice și că atare că accesul la justiție este mai puțin fiscalizat, oricât procesele sunt mai rapide. Avocații sunt percepuți în sistemul judiciar uneori ca adversari. Nu se acceptă ușor, mai ales de tinerii magistrați, rolul de partener al avocatului în activitățile sistemului judiciar. Autorități instituționale cu sarcini esențiale în respectarea legii ezită, fac compromisuri, ori acceptă complicități suspecte cu cei care încalcă legislația privitoare la dreptul de a folosi titlul de avocat. Vă întrebați câte feluri de avocați sunt în România? Are calitate de avocat orice licențiat întreg care se înscrie într-o organizație fără scop patrimonial auto-intitulat barou? Există și avocați care nu au această calitate dovândită legală? Poate altcineva decât magistratul potrivit legii să aplice corect legea 51/95 în ceea ce privește dobândirea și utilizarea titlului profesional de avocat în România? Iar necunoașterea întregului sistem legislativ, inclusiv a legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, este o eroare scuzabilă în raport de care consumatorul juridic captiv poate fi amăgit la nesfârșit. Într-o țară membră a Uniunii Europene, consumatorul de servicii juridice furnizat de avocat în România nu este cetățean european în ceea ce privește drepturile sale și răspunsurile celor care sunt datori să le plătească în bază de lege? Care este situația consilierilor juridici care sunt avocați de afaceri, avocați de afaceri, deopotrivă cu avocații și care își acordă aceeași privire în spațiu publicitar, deși există certitudinea că, prin promovarea și susținerea externalizării serviciilor juridice ale unor autorități sau entități de interes public, s-au pus pe baze concurențiale sănătoase eforturile de clarificare a statutului aparent incert al consultanței juridice acordate. De ce se plâng avocații, mai ales în spațiul public, dar nu numai, că li s-a redus monopolul profesional legal, când direcția reală de dezvoltare a tuturor actorilor pieței serviciilor profesionale juridice este eliminarea monopolului profesional? Cât de unitară a fost reacția avocaților cu privire la extinderea monopolului altor profesii juridice în dauna libertății prestării serviciilor profesionale avocația? Și să dăm și niște răspunsuri. Cred că din acest punct de vedere trebuie să se pună un accent deosebit în viitor pe lărgirea competențelor profesiei de avocat. Cred de asemenea că până acum, cu dificultăți, s-a încercat menținerea competențelor avute și nu s-a reușit. În niciun caz nu s-a pus problema sporirii competențelor, chiar dacă în Consiliul nostru s-a ridicat în mod constant și de multe ori această problemă. Este evident că în piața specifică domeniului există interese și presiuni foarte mari de la alte profesii juridice, notari, mediatori, consilieri juridici. Eu, ca avocat și decan, nu fac un secret în a susține, inclusiv în viitoarea legislație specifică, faptul că, spre exemplu, avocații să poată autentifica actele pe care le tocmesc, contractele de vânzare, cumpărare, donație sau alte contracte. Aici aș vrea să știți că există un asemenea proiect în lucru la Uniunea Juriștilor, al cărui președinte sunt prezent, proiect care urmează a fi promovat. Susțin majorarea sumei destinate ajutorului public judiciar, atât în ceea ce privește cuantumul acesteia, cât și eventuala extindere a situațiilor de acordare, ca o soluție temporară pentru colegii noștri mai tineri aflați în dificultate financiară. Mai menționez că nici eu, ca decan și nici colegii, membri ai Consiliului Barolului, nu au fost de acord cu unele modificări legislative propuse în cadrul UNVR, vizând împărțirea în 3-4 categorii a avocaților în raport de competență și experiență profesională. Este evident că a trecut perioada romantică a avocaturii, sau cel puțin ea s-a îndepărtat. Toate, dinamica socială, replicată în dinamica legislativă și apoi materializată în noile coduri, spre exemplu. Asta cer. Rigiditate, pragmatism, celeritate, standardizare. Niciun fel de inventivitate, ca să nu mai vorbim de creativitate. Avocații de astăzi vor fi oare roboții de mâine? Într-un astfel de context normativ, conduita apărării este supusă unor exigențe suplimentare,
cărora avocatul trebuie să ne facă față indiferent de temperatura procesului. Perspectiva antrenării unor corecții penale poate inhiba apărarea dacă educația avocatului este slabă, iar arma competenței profesionale, bazată pe cunoașterea legii, este insuficient de bine mânuită. Din punct de vedere al desfășurării apărării litigiu, există reglementări generale noi, atât de ordin substanțial, cât și de ordin procedural, care pot obstacola în mod real și practic munca profesionistului avocat, lăsând loc pentru eventuale abuzuri și mai ales pentru tinerii profesioniști cu puțină experiență practică. Nu aș vrea să închei prezentul raport fără a vă face o mărturisire cu titlul de profesionist de credință. Am crezut întotdeauna în adevăr, chiar dacă acesta nu mi-a plăcut mereu. Însă fără adevăr nu există libertate. Libertatea atât de necesară și prețioasă pentru ființa umană. Iar fără libertate nu există democrația de care să ne bucurăm cu toți. În acest spirit, în mandatul de decan, împreună cu colegii consilieri, am organizat adunările generale anuale și în alte locații decât în Piatra Neamț. În 2013 la Roma, în 2014 la Târgu Neamț și cred că, făcând acest lucru, nu am greșit. În sfârșit, fără să risc să devin patent, vreau să vă adresez câteva cuvinte de mulțumire tuturor pentru încrederea pe care mi-ați și ne-ați acordat-o, nutrind speranța că dezamăgirile pe care le-am provocat nu au fost prea mari și că, sigur, se putea mai mult și mai bine. Mulțumesc în chip deosebit, domnului prodecan Ghiță Popescu, distinșilor și dragilor colegi consilieri cu care am reușit să facem o echipă. Nu în ultimul rând, colaboratorul administrativ, secretariat, contabilitate, cu care am desfășurat uneori și sâmbăta sau duminica activități specifice. În ceea ce privește Casa de Asigurare a Avocaților, raportul asupra activității acesteia va fi prezentat succint de domnul avocat Mihai Macrovei, cel care, în urmă cu 35 de ani, când am intrat în această profesie, era decan. Raportul de activitatea Consiliului Baroului Neamț, care a cuprins și activitatea curentă a instituției, după dezbatere, corectare și aprobare cu procedura prevăzută de lege, se va comunica tuturor colegilor membri ai Baroului, inclusiv celor care astăzi, 24 aprilie 2015, nu au onorat cu prezența din diverse motive adunarea noastră generală. Asta în măsura în care adreselor electronice au fost comunicate Secretariatului Baroului. Cred că acest raport invită la puncte de vedere, la opinii și atrage inevitabil comunicare, uneori și neapărat contradictorii, de care este absolut nevoie pentru ca în ceea ce privește destinele profesionale comune, dincolo de concurența profesională de zi cu zi și de agresiunile de orice natură, care inevitabil provoacă și care pot provoca o profesie de interes public să se identifice repere, ținte, obiective pentru viitor, fără de care incoerența și discuțiile fără de finalitate nu pot decât să slăbească avocatul. Ca de fiecare dată, nu voi încheia exprimarea poziției mele în fața dumneavoastră până nu voi adresa o nouă și serioasă chemare la necesitatea implicării avocatului în viața societății. Avem aici la Neamț o generație excepțională de tineri avocați, cu vârfuri profesionale extrem de capabile. Există și mentori, e adevărat că din ce în ce mai puțin, ca să nu spun că din ce în ce mai rar, care pot forma. Probabil veți spune că sunt de modă veche, ceea ce nu e neapărat departe de adevăr. Dacă susțin că fără mentorat nu poate crește un avocat valoros. Și până la urmă, ce este mentoratul dacă nu? Pe lângă altele, o presiune plăcută, dar și evident apăsătoare. Spun asta și din perspectiva și cu experiența celor 28 de stagiari pe care i-am avut în cei 35 de ani de profesie. Și, apropo de viața socială, Platon spunea, una din pedepsele primite când refuzi să participi la politică este să sfârșești guvernat de inferiorii tăi. Acum chiar am încheiat. Mulțumesc tare mult și pentru atenție și pentru răbdare că m-ați suportat în primul 4 ani și în fiecare an cu un raport. Recunosc că am stat în 2 minute ca să pot să fac acest efort și să-l scriu. Apropo de modă veche, fiind eu scriu în continuare întâi cu stiloul și după aceea transpun în formulă electronică. Vreau să vă propun
să fiți de acord să prezentăm toate materiale și după aceea să discutăm de baza lor să le aprobăm. De asta aș vrea să-i dau cuvântul pentru darea de seama financiară contabilă a baroului, dacă este, domnul contabil șef, vă rog, poftiți la microfon, pe 2014, ca să discutăm cu anul 2014 s-a încheiat un excedent. E mai important ca raportul, să știți. Ascultați cu mare atenție. S-a încheiat un excedent de 58.700 de lei, excedent, care este mai mare decât cel previzionat în proiectul de buget. Rezerva baroului, la finele anului, este de 541.000 de lei. Această rezervă este consemnată în depozite bancare. Veniturile realizate au fost în sumă de 290.000 de lei, ce este având următoarea componență. Contribuția profesională achitată de dumneavoastră, penalități la plata contribuției, dobânzi bancare, taxe de înscriere pe tablou avocaților, taxă deschidere punct de lucru și transfer, taxă de activitate de secretariat și procesare dosare examen. De asemenea, s-au mai realizat venituri și din oficiile plătite către dumneavoastră în cuantum de 1%. Cheltuielile în anul 2014 au fost în sumă de 232.000 de lei, acestea fiind compuse din următoarele: salarii și asigurări sociale 139.000, reprezintă principala cheltuială a baroului, cheltuieli cu servicii executate de terți 7.350 de lei, cheltuieli cu deplasările 13.000 de lei, taxe poștale și abonamente telefonice 8.800 de lei, cheltuieli de protocol 10.600 de lei, taxe și impozite la bugetul local 5.900 de lei, comisioane bancare 4.000 de lei, întreținere sediu, materiale consumabile și întreținere periodică 11.000 de lei. De asemenea, s-au mai făcut și cheltuieli cu amortizările în sumă de 21.000 de lei. Bugetul propus pentru anul 2015 nu a suferit schimbări majore față de cel din anul 2014, estimând venituri de 280.000 de lei și cheltuieli de 243.000 de lei, excedentul așteptat fiind de 36.000 de lei. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Marin, cel care fiecare lună are grijă să ne mai atenționeze, așa că mai avem ceva de dat, mai avem ceva de făcut. Nu uitați că sunt restant. Pentru cei de la Roma, că rămâneam și picați, mai deplasați din lui acolo, ne mai trage de mânică și bine face. Urmează punctul 3, prezentarea și supunerea la vota proiectului 3, pardon. Prezentarea de seamă financiară contabilă a filialei Casei de Asigurări Avocaților prin activitatea pe 2014. Am să vă rog, stimați colegi, să aveți paciența cu domnul avocat, bodecan, președintele casei, domnul avocat Mihai Macovei. Este ultima dumnealui susținere în fața colegilor. O face cu toată bucuria și toată plăcerea, poate cu ceva dificultăți. O să vă rog să-i dăm atenția necesară. Mulțumesc! Vă rog! Ajungem la ceea ce ce-ți dat cu Catilina. 80 ani de mabutere paciența noastră, Catilina. Până când vei abuza de răbdarea noastră? Nu o să abuzezi de răbdarea dumneavoastră, pentru că la casa de pensii lucrurile sunt foarte simple. Simple în sensul că nu privește nici activitatea, nici modul de acomodare, privește o singură chestiune. Cum vă depuneți niște corpi. Sunt foarte interesați cei care acum primesc pensii, fiindcă primesc pensii din banii pe care îi depuneți dumneavoastră. Conform unui principiu de solidaritate verticală, în toate sistemele astea de asigurări, cei care muncesc în prezent plătesc pensii celor care au muncit anterior. Regula este generală. Dacă sistemul de pensii de stat, sistemul public este într-un colaps, semnala mai demult. Până în 90, România avea 9 milioane, 10 milioane de salariați.
în industrie și în administrație. Și avea 3.000 de pensionari. Vă dați seama că era foarte jos. După 90 a început o infiltrare de pensionari meritați sau nemeritați în sistem, care au dus la sistem, situația de acum, că avem circa 4 milioane și ceva de salariați, iar pensionari depășit, să zicem că până la 1 milion. E clar că nu se poate și atunci completarea se face din bugetul de stat, care ar trebui să aibă cu totul și cu totul alte destinații. La noi n-am ajuns în situația asta. Situația nu e albastră, să zic. Însă nici nu e prea roz. Până în 89, cotele, spunea domnul decan că eram, nu eram decan, eram președinte, se chema colegiul, dar sistemul de pensie al avocaților datează din 1930-31. A rezistat după 45 și până în 89, deși eram sub tutela Ministerului Justiției. Am rezistat cu un sistem separat, pentru care trebuie să ne luptăm și noi și dumneavoastră, cei care veniți în continuare. Pentru că sunt unele idei de a coopta sistemul de pensie a avocaților, care este pe profesie separat, în sistemul public și ar fi o mare nenorocire. Pentru că sistemul avocaților are rezerve. Ăsta nu poate falimenta. Chiar dacă unele barouri, mai ales în Moldova, că noi, Galați, mai slăbuți, era Bacău, chiar dacă avem unele greutăți, că Moldova e mai puțin dezvoltată, nu poate falimenta acest sistem. Pentru că sunt barouri mari care au rezerve la filiale și care, bineînțeles, că la care se poate apela, este Casa Centrală, care și ea are rezerve pentru că primește de la toate barourile o cotă de 4% din încasările barourilor din țară. Și atunci există o rezervă. Plus că este o prevedere în statut care spune în cazul în care nu se ajung banii pentru plata pensiilor, se apelează la fondul de rezervă, se apelează la fondul în care se trimit casic, ceea ce facem și noi și suntem în situația să plutim. Nefericirea e că din... Eu am aici un număr de 300 de avocați total, din care 54, cum a spus, de camere sunt incompatibili, sunt vreo 6-7 suspendați. Sunt major 236 activi, iar stagiari sunt foarte puțini, 12, 14, 15, cam pe aici. Dar cu toate acestea, situația neconvenabilă e din faptul că numai 5, 6, 7 avocați plătesc cota maximă. Și mai mult de jumătate plătesc pe minim. În primul rând vă faceți rău dumneavoastră, nu sistemul. Pentru că spuneam că sistemul nu poate să dea faliment, că are surse de alimentare în altă parte. Deocamdată fiecare filială are o singură sursă de venituri. Cotele pe care le plătiți dumneavoastră. Și dacă aceste cote sunt spre minim, vă faceți un rău pentru că nu vă veți asigura o pensie convenabilă. Punctul de pensie la noi este de 1200 de lei, peste 1200. În sistemul de stat este 700, în orice caz sub 800 de lei. La noi cea mai mare pensie de cine plătește maximum este cu o pensie de 6.070 de lei. Ceea ce nu e o pensie de aici coleată. Avem și noi, sigur, puține, între peste 5.000, 3-4. În fericire e că odată ce este la pensie aceștia care contribuiau cu mult și iau o pensie mare de primi mult din încasări, chiar dacă continuă activitatea, ei nu vor mai face încasările care le-au făcut până atunci. Fie că nu mai au interes, fie că nu mai au posibilități. Și atunci, pierzându-i cu o pensie mare, îi pierdem la contribuții. Rugămintea mea este următoare. Faceți cumva și contribuiți, pentru că nu știu cum se vor asigura în anii când veți ieși dumneavoastră, și asta se întâmplă cam 2000,
2049-2050, s-au făcut niște calcule, dacă vă urmăriți o emisiune a lui Guran la TCD aia, vor ajunge să n-aibă pensii, pentru că nu sunt contribuții. Revenind la Notre Mouton. Țineți microfonul mai aproape, maestre. Microfonul mai aproape să se audă în sală și vă rog eu să sintetizați un pic. Noi încasăm în jur de 1.146.000 pe an. Cheltuielile noastre, pe care nu o să le desfășor aici, sunt ceva mai mult din cauza pensiilor. Adică pensiile ne le putem acoperi cu circa 50-60.000, cam în fiecare an, cam aici este deficitul nostru. L-am acoperit în anii trecuți, anul acesta, 2014, din fondul de rezervă pe care îl constituim, dar nu îl trimitem la casă, ci îl reținem la noi și îl folosim în acoperirea pensiilor. Casa lucrează foarte judecios. Are contabilul care v-a prezentat situația de la Farou, este și contabilul casei filiale. Este un adevărat fachir. El reușește să aducă la plata pensiilor niște bani, dar, bineînțeles, din contribuțiile dumneavoastră. Și așa am reușit să ne menținem pe linia de plutire. Toate eforturile făcute în ultimii ani, nu reușim să creștem. De aceea, pentru bugetul de anul viitor, care vă spun, am prevăzut să creștem încasările exact cu ceea ce nu ne-am acoperit în acești ani. Adică să ajungem la măcar la 1.300.000. Cum necum trebuie să vă faceți, să faceți eforturi pentru plată. V-am spus, pensionarii nu vor avea de suferit. Dar dumneavoastră, când veți ajunge la vârsta de pensionare, pensia se dă după cota și contribuția care ați făcut-o. Vă spun și altceva. Înainte de 89, erau contribuții de 25% și 20% au scăzut pe urmă. La primul congres în 1990, când s-au întâmplat două lucruri importante pentru avocați. Ne-am desprins de tutela Ministerului Justiției, că am avut 3 mandate de președinte de colegiul schemat, ne-am desprins de Ministerul de Justiție, care nu s-a atins de banii avocaților, totuși de pensiile noastre, și s-a dezincriminat pentru avocați infracțiunea de luare de mită. Vă închipuiți ce ar fi fost acum, cum s-ar fi năpustit vitejii noștri DNA pe avocați, așa cum mai prind de aici acolo doctorii, și nu văd marea corupție și marele tunuri care s-au dat în țara asta. Dar sigur, avocația a fost o țintă preferată și ușor de instrumentat. Deci, ce vă rog, e să faceți, să găsiți posibilități să vă clădiți pensia pe viitor. Așa cum spuneam, bugetul nostru prevede o creștere de 1.300, încasările s-au separat în două fonduri la casă, 85% pentru plata pensiilor, poate și de aia nu putem acoperi pensiile, și 15% pentru celelalte asigurări sociale, pentru copii, naștere, maternitate, boală, deces și altele, din 15%, defalcând acest, dar mai este cifrele, colegii noștri vor să știe și cifrele pentru anul viitor. V-am spus, 1.163.000 era de anul ăsta, pe anul viitor am prevăzut încasări de 1.300.000. Deci cu ce nu ne-am acoperit acum? În rest,
n-are rost. Noi n-avem cheltuieli. Oricum le trimitem și pe fiecare pe adresele de nici pe adresa electronică, e bine să știe tot omul. Noi profităm de faptul că suntem barou, pe asta o consider una din realizările mele din 82, că am luat acest sediu al baroului, tribunalul ne-a cam dat afară, deși au obligația prin lege să asigură și pentru avocați, care e prevăzută în legea avocaților și nu în legea de organizare. Noi nu plătim niciun fel de cheltuieli afară de un minim de contribuție de salariu pentru contabil și pentru, pentru secretar, care sunt cei care țin acest barou unic. Decanul și consiliul, nici noi, consiliul casei, nu vă adunăm, dar cei care vă văd și vă adună pentru să vă ia bani, sunt contabilul și mulțumim. Pentru asta vreau să aduc un omagiu, încă de curând a decedat una, o secretară la fel de bună ca cea care o avem acum, Danița Miron, Maria Cruceanu, care a fost mai mulți ani secretara baroului și colegiului. Mulțumim tare mult! Vă doresc sănătate! Ca această orare de sănătate să vă permită să luați pensia măcar atâți ani cât ați luat onorarele și indemnizația de avocat. Și vreau să vă spun și dumneavoastră, avocatul, dar și colegilor. Uniunea Națională a Barorilor și Corpul Avocaților funcționează în acest moment și cum face acest lucru de foarte mulți ani, fără o lege a pensiilor avocaților. Am elaborat această lege, e o mare noutate și îți prim care o aflați. Luni o voi depune la Parlament, pentru că nu putem funcționa numai în baza statutului, pentru că pensiile, Casa noastră de pensii funcționează, este legală, dar în baza statutului profesiei de avocat, nu în baza unei legi. Rămânem și în urmă cu 4 ani a fost o bătălie extrem de grea să păstrăm independența casei noastre de pensii, trebuie să o păstrăm, rămânem cu casa noastră, e adevărat că avem dificultăți la anumite zone, ceva și la neamț și îndemn și eu colegii, mai ales cei care sunt cu întârzieri să-și achite datoriile, dar vom avea o lege a pensiilor avocaților în care niciun om și din cei bine care vor din țărma la pensii, că așa plăcam și eu, când se vă de pensii, vreau de să nu să răbă, ajung. Unii ne apropiem, niciunul să nu ai, să toți să avem siguranța că în momentul în care vom lua decizia, un raport de vârstă, de boală, să așa mai departe, să ne menționăm, să primim acea sumă care ne este folositoare. Și să folosim suma respectivă pe alimente, pe medicamente. Mulțumesc tare mult, domnului N-au modificat prea mult legea actuală. Au spus că sunt unele inadvertențe și unele repetări din lege, în statut și nu știu cum. Eu am acasă pe aia. Bun, problema este, vreți să noi introducem? Ce, nu, ce vreau să vă spun? O problemă este de oportunitate. Este oportun să venim acum în Parlament cu această lege? Aveți destui susținători. În acest moment, de asta și legea avocaților este Constituția Parlamentului, de asta și această lege, pentru că avem o majoritate stabilă care poate scoate proiectele la final. Eu nu știu ce va fi după 2016. Dar eu nu vorbesc de majoritatea. Păi fără majoritate nu trece. Eu vorbesc de majoritate pentru avocați chiar aici, pentru că, de exemplu, zic că chiar ca tovarășul nostru Gonea, președintele, no, să zică
ce realizați avocatul, ce rezervă. Nu așteptați și să, să ne ierte cineva. La sistemul, Suntem foarte puțini, din păcate de asta am și îndemnat la implicare, suntem foarte puțini avocați, dar cei care suntem și care dorim să ne-am dorit să ne implicăm, avem forța și intelectuală și politică să duce lucrurile la cap. Mulțumesc tare. Așa să fie. Așa să fie. Stimați colegi, înainte de a da votul pe rapoartele prezentate, deci pe buget, pe raportul și pe situația casei de asigurări și pe raportul Consiliului Baroului, aș vrea să-mi permiteți să provoc un moment festiv, de adevărat nu foarte lung și nu foarte mare, și în prezența noastră să acordăm premiile proiectului de pregătire profesională. Așa cum spuneam, există colegi cu foarte mult suflet, cu foarte multă pricepere, care au înțeles să pună ceva în slujba generației noi și din inteligența și pregătirea lor să aprindă și lumina speranței într-o profesie specială pe care noi o avem în sufletul celor tineri. Pentru cei care, într-adevăr, au muncit în acest domeniu și care sper că vor continua să muncească, o să vă rog să-mi permiteți să anunț și să acordăm premiile proiectului de pregătire profesională. Premii acordate pentru cele mai interesante și explicite teme, prezentări în perioada martie 2014-2015. Premiul întâi, doamna, s-o pronunșat, Miruna Lauri. Felicitări și să nu faceți un pas înapoi, știu că e greu. Premiul 2, doamna Amalia Vlad. Felicitări și munca noastră sper să se materializeze în teme interesante, cuprinse după aceea în concluziile pe care avocații le pun în fața instanței. A doua categorie de premii, premii acordate pentru participarea la toate sesiunile profesionale de 3 ore, perioada mai 2013-martie 2015. Irina Maria Micu. Sărbești! Și tot la această categorie, domnul avocat Valentin Popescu. Vă rog, domnul avocat, poftiți. Premii acordate pentru implicarea deosebită în proiect. 1. Doamna avocat Miruna Lauri. 2. Doamna avocat Amalia Vlad. Portofoliul de premii, ce se face? Și 3. Doamna avocat Nicoleta Mihăilă din Baroul București, care activează și la Piatra Neamț. Cred că soțul dumneavoastră, Bogdan Mihăilă, nu știu dacă este... Este, da? Culegi roadele muncii doamne, dar nu contează. Este foarte adevărat și nu numai în cazul acesta, să știți. Da. Stimați colegi, aș vrea să finalizăm prima parte a întâlnirii noastre de astăzi și să spun dumneavoastră cele primele patru puncte de ordine de zi. Raportul privind activitatea Consiliului Baroului Neamț de 2014 până la ianuarie, februarie și martie 2015.
Cine este pentru? Mulțumesc! Mi-a s-a văzut pe prima. 2. Supunerea proiectului de buget pe anul 2015 care va fost prezentat de domnul Marin. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotriva, abține. Și proiectul de buget pe 2015 a filialei Casei de Asigurări cu dificultatea care v-a fost subliniată. Nu mulți dintre dumneavoastră ați fost atenți, avem un pic de dificultăți la Casa de Buget, nu foarte mari față de alte colegi, față de alte barouri, dar există și pentru că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți tineri sau foarte tinere, sau foarte tineri, aș vrea să vă gândiți foarte serios în momentul în care depunem datoriile pe care le avem. Vă rog să pun aproape dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Potrivă? Abțineri? Nu sunt. Dragi colegi, echipa care este aici în fața noastră vă mulțumește pentru încrederea, răbdarea pe care ați acordat-o. Cred că au fost 4 ani buni, nu foarte buni, cum ne-am fi dorit cu toții. Așa cum spuneam, poate se putea face și mai mult și totdeauna se există și locul mai bine, însă vreau să știți, am spus-o într-o reinvitație care v-am trimis-o ieri, în prima noastră întâlnire după ce am fost aleși, ne-am adunat, ne-am uitat unul la altul, ne cunoșteam chiar unii de foarte mult timp și am spus un lucru, repet și acum, indiferent cine va fi de care. Consiliul Baroului există să apere avocații. Să fie o pavăză pentru avocații care a ales acest consiliu. Prin toată activitatea pe care am coordonat-o eu în cele mai multe ședințe, sau când n-am fost domnul Popescu, toți colegii, fără excepție, când s-a pus problema apărării intereselor, uneori nu numai intereselor, ca să nu să fim foarte corecți, toți colegii au spus, apărăm avocații care sunt cu probleme. N-am mai avut ce face acolo unde au fost probleme penale. Sunt puțin, cu părere de rău, o spunem, pentru orice coleg ar fi, nimeni să nu ajungă în situații de genul ăsta, dar uneori n-am avut de ales. Chiar unii dintre noi au fost în situații imposibile. Mulțumim încă o dată. Aș vrea însă să nu închei până nu provoc și discuții. Și din sală. Și consilieri, doamnele și domnii consilieri. Aș vrea să vă spuneți punctele de vedere. Ne-am desfăcat de gestiune ca să răsuflăm ușurat, să zicem așa, dar vreau să ascult și alte puncte de vedere dacă există, mai ales că mă uit la unul din musafirii noștri. Sigur ar vrea să vă adresez câteva cuvinte, dar aș vrea întâi, știu, aș vrea întâi colegii noștri care doresc din Barou să ia bun. Vă rog, aștept în scrierea acum. Păi nu chiar tot ciudată, că nu se poate. Nu, ce de colțuri, de obicei, pe la colț. Suntem doi. Nu avem suficient de colț în cașă. Vă rog, altcineva? S-a înscris doamna Maria Vlad. Vă povestea cu ea noastră. Doamna Orbuța. Orbuța Negru. Hai să începem ca să, dacă mai o să mai dorească cineva, să putem... Bună ziua, stimați colegi! Este prima dată când fac suficient curaj ca să iau cuvântul în fața dumneavoastră și este prima dată când țin să vă spun câteva lucruri. Am învățat în 20 de ani în profesie că baza unui sistem juridic sănătos este legea, dar este baza tehnică. Baza reală a unui sistem juridic sănătos sunt avocații. Și este lucru pe care avocații ori l-au uitat, ori au nevoie să și-l reamintească. Noi suntem cei care stăm între justițiabil și instanțe. Noi suntem cei care preluăm problemele justițiabililor, deducem în forma cea mai bună instanțelor, după care avem grijă ca drepturile oamenilor să fie apărate.
cred că, așa cum spunea și domnul decan, e un moment important. E momentul să ne amintim cine suntem și care este rolul nostru, cel real. Nu cel care ni se comunică într-o manieră mai mult sau mai puțin politicoasă, într-un cadru mai mult sau mai puțin solemn. Ce am învățat în 4 ani de mandat ca și consilier în cadrul Baroului Neamț, am învățat că profesia noastră este extrem de vulnerabilă. Este vulnerabilă din interior, datorită neîncrederii care există, și este vulnerabilă din exterior, datorită acelor presiuni de care s-a mai spus. Din interior, suntem vulnerabili pentru că nu ne cunoaștem suficient. Nu știm nici măcar noi despre noi, cine suntem și ce putem face. Nu suntem solidari. Nu încercăm să fim solidari. Nu încercăm să avem o colaborare între noi concretă și nu înțelegem un aspect esențial de la care ar trebui să pornească în fiecare zi activitatea fiecăruia dintre noi. Eu, avocat, am în spatele meu o profesie. Acei oameni care mă susțin, care fac corp comun cu mine și care vor fi întotdeauna alături de mine, este breasla. E cazul să ne reamintim că suntem o breaslă puternică și să acționăm consecință. Suntem vulnerabili din exterior pentru că această profesie, deși mult subevaluată în momentul de față, este extrem de tentantă pentru toate celelalte profesii care au legătură cu lumea juridică. Ca dovadă, Asociația Magistraților din România a trimis acel proiect de modificare a legii avocaturii, conform căruia magistrații cu o vechime de peste 18 ani să poată intra fără examen în această profesie. Cred că și acum aud din sală gândurile colegilor, da, dacă și legea magistraturii s-ar modifica în același sens, suntem vulnerabili și pentru că suntem supuși presiunilor acelor, să spunem, avocați paraleli. N-aș vrea să intru în aspectele penale ale acestor probleme, dar mă nedumerește faptul că nici noi nu ne sprijinim între noi pentru a combate acest fenomen și nici nu exercităm o presiune mai mare asupra justiției pentru combaterea acestui fenomen. Poate că sunt importante acele soluții de condamnare care au apărut, dar sunt insuficiente. Și e o provocare și pentru viitorul Consiliu și pentru viitorul decan să rezolve în cea mai mare măsură, în totalitate, nu cred că se poate într-un răspuns atât de scurt să rezolve, dar în cea mai mare măsură să rezolve această problemă. Și suntem vulnerabili pentru că încă nu am învățat că relația cu instanțele nu este una de subordonare. Noi nu suntem subalterni nimănui. Ne supunem exclusiv legii și conștiinței juridice, chiar dacă legea noastră nu scrie, scrie doar pentru magistratul asemenea obligație, dar realitatea aceasta este. Noi ne supunem doar legii și conștiinței noastre juridice. Și în aceste condiții, dragi colegi, amintiți-vă că sunteți cea mai demnă profesie juridică. Mulțumesc, doamne consilier Vlad. Două chestiuni aș vrea să vă spun. Și aș vrea să le știți de la mine. Începusem, dar am vrut să mă întind foarte mult. Există o presiune majoră și a fost întotdeauna din partea magistraților pentru a-și asigura bătrâneții. Și cea mai bună asigurare a bătrâneții se pare până lor că după ce ne mănâncă 9 zile în instanță, e tot avocat. În urmă cu 10 ani, când am modificat legea, prima dată, legea avocaturii, vă vorbeam de o discuție în CSM, între Casa Uniunea Avocaților și CSM. Doamna Voiculescu, la vremea aceea, președinta CSM, era o vașniță apărătoare a vechiului test. Și am sunat la eu vreau să fiu mâine judecător. Sunt profesor la universitate, am 30 de ani de chime, am practicat de la început, n-am alte chestii. Vreau mâine să fiu judecător. Nu puteți. Păi de ce? Păi trebuie să dați examen, trebuie să faceți NM-ul. Păi perfect, aveți dreptate. Am făcut o asemenea legislație. E adevărat că ne-am obligat și prin MCV, prin celebrul MCV, ca să dăm selecția judecătorilor să fie relativ de mai mult. Dar dumneavoastră mâine vreți să veniți avocat? Da. Dumneavoastră de ce să puteți?
Pentru că, și ascultați ce răspuns de magistratul vechime, pentru că la mine, la magistrați, principiul de bază al profesiei este competența. Deci la mine ce este, doamne? La dumneavoastră este concurența. Doamne, atâta timp cât eu voi fi în forul ăsta legislativ, niciodată magistrații nu o să mai intre în avocatură fără examen. A fost o perioadă de 6-7 ani de liniște, n-au mai intrat în examenul proiectului. Noi suntem în plină dezbatere la Parlament cu modificările la legea avocaturii. Am văzut săptămâna trecută proiectul. Am fost și eu curios. Proiect propus de magistrați de modificare a legii noastre, în care se revine și se solicită din nou acest lucru. Să nu aveți niciun fel de griji, să nu vă faceți niciun fel de griji, că acest lucru nu se va întâmpla niciodată, în niciun caz, pentru că mi se pare firesc ca fiecare profesie juridică să-și țină și să-și păstreze destinele cu dificultățile pe care le avem. Și mai spun ceva și răspund indirect, răspuns că nu s-a cerut un răspuns. În modificările la legea noastră, care sunt în dezbaterea Parlamentului și care până în vară vor fi aprobate, fără nicio fel de discuție, se înăspresc major devenind infracțiuni practicarea profesiei în afara Uniunii noastre. Asta vreau să vă spun. Îi dau cuvântul pe doamna Olguța Negură. Microfonul, vă rog. Dacă spun Olguța, sentimentul meu de... Suntem aproape de aceeași generație. Mersi. Referitor la titulațiile avocați judecători, după cum știți, în 27 martie a avut loc la Gura Pomorului o conferință pe Moldova, comună organizată de CSM și Uniunea Avocaților, UNEBR. A participat o doamnă judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Au participat și de la noi și avocați și judecători, deci din toate județele Moldovei, Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani, Bacău și Neamț. Înainte de această conferință s-au trimis la fiecare niște întrebări să răspundem, un chestionar. La sfârșitul conferinței acest chestionar a fost totalizat și vă pot spune așa. Unde noi spunem da, judecătorii spun nu, în proporție de 80%. S-a propus un cod deontologic comun, cu reguli comune pentru judecători și avocați, să ne respectăm unii pe alții. Ceea ce doamna judecător de la Înalta Curte a spus, judecătorii trebuie să fie politicoși, să vorbească frumos, să nu țite. Deci, unde avocații au spus în proporție de 80% că vrem așa ceva, judecătorii au spus nu, adică răspunsul a fost nu. Criterii comune de selectare în avocatură și în magistratură. Noi am spus, da, e bine să facă criterii, adică să fie niște reguli comune, niște întrebări comune, adică pe aceleași coduri să fac testele grillă și la magistrați și la avocați. Ei au spus nu. Așa încât, nu știu, lupta acum o să continui. Ce vă pot spune pentru viitorul Consiliu care o să fie lupta în legătură cu lupta cu avocatura ilegală, ca să nu spunem paralelă, aia nu este avocatura. Clandestină, clandestină. Folosiți termenii duri care îi merită genul ăsta de avocatură. Nu pentru că-i domnul Ioanovici aici, pentru că l-aveam notat deja să spun. Luați exemplu de la Vrancea, unde au fost nu știu câți, 100, nu știu câți avocați în barou clandestin și i-a desființat pe toți. Luați exemplu de la Vrancea, luați exemplu de la Alba, luați exemplu de la Torș, unde lucrurile încep să meargă. De asemenea, pentru nou Consiliu al baroului, după cum ați primit și știți, din 7 martie 2015, Consiliul UNEBR a adoptat un regulament privind organizarea și funcționarea curții de arbitraj profesional a avocaților. Urmează ca nou Consiliu
o să mai vorbească cineva despre asta, de asta. Ședea o hotărâre pentru constituirea curții de arbitraj la Bacăuna, urmând ca în baza regulamentului să scrie pe lista arbitrilor avocați. De asemenea, o propunere pentru un nou consiliu, să ia exemplu de la Alba și de la Dor, unde s-au făcut protocoale cu curțile de apel respective pentru a se comunica, pentru a intra mai repede în posesia hotărârilor, care pot fi trimise și e-mail sau alte acte de procedură, eventual certificate sau copii de pe înscrisuri din dosare, să ne ușureze seama să nu mai stăm la arhivă ore în șir la coadă pentru aceste acte. Asta am făcut. Mulțumesc, doamne. Thank you.